ocupanților, deoarece astăzi noi împlinim o vârstă de 5 ani de la înființarea organizației Autoritatea Legii și Ordine. Ne-am gândit de comun acord cu Consiliul Director de la Mănești, domnul Comisar General Vicol, domnul Comisar Șef, Secretarul General, Inginer Vicol Bogdan și domnia sa este tot inginer de origini, subsemnatul Rusu și Ion, care numesc că mă cunoașteți, pe domnul decan Pantilimon, cel care coordonează filiala Piatra Neamț, și cu ceilalți, bineînțeles, să organizăm această întâlnire și să dăm socoteală, știți, să zice Alexandru Lăcușneanu, să-i dai seama, Doamne. Și poate găsim pe viitor acel liant care să ne unească atât de bine încât să înființăm și alte filiale la nivel de țară. Ăsta este și scopul. Iar beneficiile le veți vedea dumneavoastră în acele hârtii care vi le-am dat cu Autoritatea Legii și Ordinii și cele pe care vă dau citire din regulamentul intern de organizare și funcționare a organizației ALO. Ca urmare, să nu ne lungim mult, deci prima dată o să facem prezentarea atribuțiilor, scopului și obiectivelor prezente și viitoare ale organizației, care de altfel sunt cuprinse în acest formular. Punctul 2. Cunoașterea și prezentarea tuturor membrilor organizației noastre la data de 20.05.2017. Punctul 3. Perspective de viitor în vederea înființării de noi filiale la nivel de țară pentru apărarea drepturilor omului și prevenirea unor eventuale abuzuri din partea unor instituții ale statului ori a unor persoane fizice. Punctul 4. Stabilirea potențialului fiecărui membru de a coopta noi membri aderenți și la valorile și principiile ALO. Punctul 5. Înmânarea unor diplome de excelență a celor membri a organizației noastre care au depus un efort deosebit atât la înființarea organizației centrale Onești-Bacău cât și la filiala Piatra Neamț. Și după aia avem diverse, în care fiecare membru poate veni cu propuneri pentru îmbunătățirea activității organizației. De exemplu, am putea participa prin reprezentanți pregătiți și competenți la diverse acțiuni importante pentru țară, la diverse conferințe cu propuneri în vederea luării unor decizii, ori promovarea și modificarea unor legi importante pentru a nu le mai permite unora din forurile de conducere ale țării să ne umilească ca cetățeni a acestei țări grav năpăstuită sub toate aspectele și furată cu acordul nostru tacit. Să nu uităm că istoria greu zbuciumată a țării ca un Horia, Cloșca și Crișan, un Tudor Vladimirescu, un Gheorghe Doja, un Nicolae Vălcescu, un Nicolae Iorga, un Alexandru Ioan Cuza, un Ștefan cel Mare, un Mihai Viteazu, un Vlad Țepeș, un Ioan Vodă cel Cumplit, nici în vis nu s-au gândit la interesele personale și au pus mai presus de orice interesele națiunii. Fiecare dintre dumneavoastră aveți un potențial neevaluat și este momentul ca înainte de 1.12.2018, ziua națională a României, să împlinesc 100 de ani la unificare, să-l fructificați în mod pozitiv. Să contribuim la înființarea cât ori mai multor filiale cu răsunet la nivel de țară pentru binele națiunii. Trebuie să ne opunem cu toată tăria împotriva abuzurilor de orice fel ar fi ele și de oricine ar fi create sau menținute, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate. Cum să ne opunem? Prin monitorizare, documentare și prezentare, prin informarea organelor abilitate ale statului și prin mass media, o avem aici cu noi, care reprezintă cea mai mare forță a societății civile din care facem și noi parte.